trecem peste întrebările alea de calibrare, da, cu da, în ce an suntem și așa, da, mai departe, că da, știm. Rugămintea mea este să răspundeți ca la poligraf, da? Să nu schimbați. Da. Prima întrebare, așadar. 10. Aveți emoții, domnul Bălan, vă văd, vă simt. Ziceți. Ia să vedem, doamna Bălan, ca la poligraf răspundeți, da? Da, doamna Simona, da. Obișnuiești să vorbești lucruri intime cu Petre, nu, colegul tău de serviciu? Nu. Verdictul, vă rog. Ai spus adevărul. Ce ziceți, domnul Bălan? Ce să zic? Mai aveți doar două întrebări până la genunchi. Mai sunt trei întrebări foarte importante. Trei întrebări dureroase. Foarte dureroase întrebările, dar să vedem răspunsurile. Tot așa vor fi, bănuiesc. Vă așteptați să zică doamna adevărul? Așa zic, așa cred. Păi dacă o porni cu dreptul. Deci despre piesele alea vorbea cu domnul Petru. Cu domnul Petre. Da. Mai avem trei întrebări, dar vreau să vă mai țin așa pe jar, că meritați. Bine. Luăm pauză. Le facem după. Asta că o să vă țin și eu pe jar. Și la testul poligraf pe care l-a făcut doamna Bălan. Scoatem din nou testul. Ne pregătim iarăși, da? Emoții mari. Hai să vă mai pun o dată întrebarea pentru cei care poate n-au văzut prima întrebare. Așadar, sunt patru întrebări foarte importante și definitorii pentru relația familiei Bălan de acum încolo. Prima întrebare, așadar, la fel, vă rog să răspundeți la toate, da, ca la testul poligraf. Obișnuiești să vorbești lucruri intime cu Petre, colegul tău de serviciu? Nu. Și verdictul? Ai spus adevărul. Asta a fost prima întrebare pe care am făcut-o și înainte de pauză și s-a dovedit că doamna Bălan a răspuns adevărat. Ba-bam. Ai întreținut relații intime cu Petre, colegul tău de serviciu? Nu. Verdictul. Ai spus adevărul. Of, domnul Bălan, domnul Bălan, sunteți bine cu genunchii? A treia întrebare. Copilul de 11 ani este fiul soțului tău, Vasile Bălan? Da. Și verdictul. Ai spus adevărul. Asta e tot? Nu. Este una. Mai avem o întrebare care o să vă spulbere sau nu orice bănuială. Cea mai importantă, într-adevăr. L-ai înșelat pe soțul tău, Vasile Bălan, de când ați început să aveți o relație, adică de 20 de ani? Nu! Doamne ferește! Hai și verdict. Mi-a trecut prin cap așa ceva. Ai spus adevărul! Bravo! Stați un pic așa, că eu nu pot să las lucrurile neterminate. Doamna Bălan a zis așa, dacă da, se dovedește că spun adevărul, ce faceți cu foile, doamnă? Dați voi, îmi permite? Da. Ia-l și voia. Bagă-l acolo în cap. Să vezi că nu te-am înșelat și nici nu te voi înșela niciodată cât voi trăi pe acest pământ. Bine, mulțumesc. Faceți paștele liniștiți acum. Să fiți, da, sănătoasă, doamnă. Vă mulțumesc din suflet și la toată echipa cum ați ajutat să-i arăt adevărul. Că nu m-a crezut de bunăvoie. Chiar dacă am zis că mă duc la biserică, oricum nu mă credea. Duceți-vă la Sibiu, e săptămâna mare. Luați-vă un duhovnic amândoi, pentru că acolo în taina spovedanii nu va mai avea excesele de gelozie. Duceți-vă și spovediți-vă amândoi. Nu fie stare să zică că și cu preotul a făcut ceva, doamna. Dacă mergem împreună, la preot n-are cum să spună. Păi, dați un pic să zică și domnul Bălan ceva, că uite, parcă tremură de emoție. Păi ce să mai zic? Mai vă pare rău că ați chinuit-o? Eu, cu bănuielile astea? Este adevărat, dar... Nu, vedeți cum este. Părințele... Dar vă pot doriți măcar de acum încolo? Da, nici până acum n-am fost atât de... Ei, altfel nu venea doamna la București să afle o țară întreagă ce probleme aveți, ce discuții aveți în casă dacă nu o chinuiați, domnul Bălan.
El așa zice că nu m-a chinuit, dar nu știe sufletul meu, doamnă. Asta este. Da. E foarte important să-i creați starea aia de bine femeii dumneavoastră. Adică dumneavoastră o iubiți, noi vă credem.